Ai scăpat de îndatoriri. Acum, du-te la petrecere și distrează-te. Să nu trateze această misiune cu neseriozitate. Maleficul închis aici nu trebuie niciodată lăsat să evadeze. Prințul Phobos nu trebuie să evadeze niciodată. Nu în timpul cât veghem noi, mare mag. Puterea ta a ajutat la înlăturarea acestui tiran. Forța noastră te va ajuta să-l menții această situație. Ajutați-mă! Dați-mi drumul! Vreau la mămica mea! Nu păcălești pe nimeni, monstrule! Toată lumea știe că ești în stare să-ți schimbi forma. Nu faci decât să te pui singur în situație proastă. Pui singur în situație proastă este ceva ce știi bine să faci. Anonim. Quintessenza. Nu știu cine ești, prăjitoare-o, dar nu-l vei elibera niciodată pe Phobos. Se pare că nu ești în situația de a da ordine, Vatec. Așteaptă, unde te duci? Miranda, îți ordon să mă eliberezi imediat. O, stăpâne, aș încerca, dar m-aș pune singur într-o situație proastă. Nu în timpul serviciului meu! Vă mulțumesc tuturor! Știu că nu am fost regina voastră prea mult timp și știu cât de mult ați suferit sub conducerea fratelui meu. Dar Phobos a plecat acum, învins de gardieni, de rebeli și de fiecare cetățean cinstit din această lume. Am câștigat împreună în aceste zile și acum suntem cu toții liberi! Ce faci? Înălțimea ta, este aici cineva pe care aș dori să o întâlniți. Aceasta este Trill, lucrează la bucătărie. În timpul lui Phobos și-a riscat în fiecare zi viața aducând informații utile rebelilor și câteodată mâncare caldă. Da, ne-a salvat viețile de dor, cel puțin. Atunci trebuie să fie răsplătită. Nu, înălțimea ta, încoronarea ta a fost recompensa. Te rog, Trill, dă-mi voie să-ți ofer ceva. Am un dar. Mi-ar face mare plăcere dacă ai purta-o. Îți aparține, înălțimea ta, a fost a mamei tale, regina Veira. Când ea a murit, am ascuns-o de Phobos, sperând că într-o bună zi... Trill, mulțumesc! Nu-l voi da jos niciodată! Poporul meu, munca mea de reconstruire a Meridianului va începe mâine. Dar în această seară vom petrece! Uitați-vă la mine, fetelor! Voi dansa în seara aceasta! Așa să faci, bunico! Așa să faci, bunico! Desigur, a fi gardian e dificil, dar acest lucru are beneficiile sale. Scuzați-mă! Sunteți una dintre gardiene. Ne-ați ajutat să ne eliberăm de Phobos, nu-i așa? E, bine, da. Cred că da. Ne puteți povesti? Nu noi?
sigur. Wow! Această priveliște mă întristează mai mult decât pot spune. Nu te teme, Gargoyle. Nu te voi trăda furiei noi regine. Îmi amintesc un formidabil războinic care l-a urmărit pe acele murdare gardiene, dar care a suferit așa cum n-a mai suferit nicio creatură vreodată. Gardienele ți-au făcut acest lucru. Ele nu ar trebui să sufere pentru crima aceea. Și tu n-ar trebui să te răzbuni. Atunci ți-aș putea fi de vreun ajutor, Quintesența. Cum adică nu te întorci la noi în oraș? Trezește de conducător al rebelilor, băieții buni au câștigat, nu mai ai de lucru. Cornelia, este de datoria mea să o ajut pe regina Elion. Mulți dintre adepții lui Phobos sunt încă liberi în Meridian. Alegi Meridianul mai degrabă decât pe mine? Încearcă să înțelegi. Oh, înțeleg. Chiar nici nu-mi pasă. De blanc începe să-mi fie într-adevăr dor. Blanc, nu frică! Vizitez pământul curând! Grozav! Nu fi ridicolă! Întreaga școală se întreabă unde ai plecat. Am lansat într-un fel vestea că tu împreună cu familia ta ați plecat în vacanță, în lume. Ei bine, această lume va fi într-adevăr pustie fără voi, fetelor. Vom veni în vizită în curând. Așa să faceți, promitem. Aici ar trebui să fie destul de depărtat. Cel mai important lucru are prioritate. Acum să mergem acasă. Will? Unde suntem? Hey, Shell Beach. Ne-ai dus înapoi la Heatherfield. Excelent. Ia ceva timp ca să ne obișnuim, nu-i așa? Fără glumă. Dar vreau, Will, vreau să știu totul despre ambele tale existențe. De ce nu ne întoarcem la Silver Dragă să-i dăm lui Matt mai multe detalii? Nu s-ar putea altă dată. Adevărul este că sunt foarte obosită. Ah, epuizată. Cel puțin s-a terminat. Obos nu mai este o primejdie. Era și timpul. Putem în sfârșit să ne întoarcem la viețile noastre normale, nu-i așa? Corect. Să reintrăm un pic în anonimat. Will? Portalul? N-am dorit ca cineva din Heatherfield să nimerească accidental în Meridian. Sau invers. Misiune îndeplinită. Nervoasă tare? Hei, Lin, Irma, mulțumesc lui Dumnezeu. Cred că mă urmărea cineva în drum spre școală. Avea coarne? Două picioare sau o coadă? Nu, era un băiat. Ori semăna cu un băiat oricum. Și unde e el acum? A continuat să meargă. Foarte bine, în concluzie, un băiat mergea în spatele tău și apoi a continuat să meargă? Da. Înfricoșător. Bineînțeleg, am fost pur și simplu paranoică. Oh, ai fost deci salvată de clopoțel. Glumești? Eu... Stați, Tony, ce faci? Nu ai auzit clopoțelul?
Dar este o dimineață atât de frumoasă. Cred că mă voi duce să fac un om de zăpadă. Taranic Cook întârzie la ore? Domnișoara, super eleva? Nu cred. Plecați repede înainte. Se va răzgândi în 5 minute. 3? Da, Terani, ai sosit, ai întârziat și mi-ai deranjat ora. Sunt gata să răspund de consecințele faptelor mele, doamnă Rudolf. Consecințe? Terani, tu ești o elevă bună. Cred că de data aceasta te pot ierta și îți spun să nu se mai întâmple din nou. Da, doamnă. 3 minute! A fost învins puternicul. Cum poți tu acum să tolerezi să fii vânat chiar de rebelii pe care i-ai urmărit odată? Nu ai prefera să dai ceasul înapoi? Nu ai prefera să te răzbuni? Apoi ea a intrat brusc în clasă ca o cometă în flăcări. Rani? Nu a fost atât de rău. Desigur, dacă eram eu, pedeapsa ore suplimentare 3 săptămâni. Fără discuții. Ne vedem anul viitor. Dar nu tarania noastră, ea nu este pedepsită. Ea este o fată bună. Tuturor li se permite o greșeală. Nu cred că vă mai face asta vreodată. Bună ziua, fetelor. Da, domnișoară? Tarani, ești bine? Bătaie cu mâncare! Dezamăgită de comportamentul tău. Ai fost întotdeauna o elevă atât de bine crescută, conștiincioasă. După câte îmi aduc aminte, aceasta e prima dată când te-am văzut în acest loc. Îmi pare rău, doamnă, și sunt gata să-mi primesc pedeapsa. Ei bine, având în vedere comportamentul anterior, cred că putem continua fără... Nu continuăm fără pedeapsă. Cel puțin o zi de ore peste program, vă rog. Preferatul meu, erai o frumusețe, un lac de nisip murmurând care-i chinuia pe cei slavi, până când gardienele te-au transformat în acest loc pustiu, înghețat. Ei bine, răzbunarea este mai bună rece. Quintessența! Ți-ar plăcea să goși din răzbunare groapa mea de nisip mișcătoare. Este prima mea pedeapsă. Caracterizarea mea școlară cred că este distrusă pe viață. Pur și simplu un tip care așteaptă în stația de autobuz. În regulă, deci este același tip și totuși... Nu te apropia! Nu știi cu cine ai de-a face! Oh, cred că știu! Prost!
Ai crezut că un pic de iarnă te va salva? Nu m-au botezat. Cer degeaba. Dă-mi drumul! Fără puterile tale de gardian nu ai nicio șansă. Dar te rog, continuă lupta. Poate că atragem atenția cuiva. Am crezut că te putea face să te oprești. Acum ascultă. Nu am găsit-o pe conducătoarea voastră, cea cu părul roșu. Convinge-o să vină la peșteră, dar în formă umană și fără inimă. Nu voi face acest lucru! Ba da, pentru că le am pe celelalte trei. Și dacă nu te supui, nu le vei mai avea niciodată. După apusul soarelui, să nu întârzii. Vei fi răsplătit pentru fermitatea ta, Raiton, după ce gardienele te-au acuzat de o crimă pe care nu ai comis-o. Te-ai cățărat luni de zile ca să evadezi din acest puț. Ce încerci să găsești în lumea de deasupra? Răzbunare. Hai, Tarani, care este marea surpriză? Nu pot încă să vă spun. Dacă v-aș spune, n-ar mai fi o surpriză. Este chiar în interiorul peșterii. Will, Tarani! Ieși în forță! Noi nu te părăsim! Nu, nu veți pleca. Vă veți alătura lor. Inima a dispărut! Îmi pare rău. Îți pare rău? Ce vrei să spui? Am scos-o repede de pe lanț, când nu vă uitați voi. Ne-ai trădat? N-am avut de ales. Ești bine? Până acum totul merge rău. Această sferă este ultima formă de putere supranaturală pe care am avut-o de la prințul Phobos. Dar va obține răzbunarea lui și în curând, gardienelor, vă va zdrobi în mizeria care sunteți. Ești fericit acum? Destul de fericită, da. Mulțumesc. Gardiene, uniți-vă! Așteptați, nu! Inima! Apă! Acum, haideți să vedem cât de dură este într-adevăr ultima putere supranaturală a lui Phobos. Nici așa nu veți evada, doar dacă treceți peste noi. Știi ceva? Sunt întru totul de acord cu acest lucru. Înainte, Crimson, atacă! Acum înnebunesc! Lecția întâi, Frost! Să nu te iei niciodată de un prieten al gardienelor! Pământ! Și lecția a doua? Fii atent la lecția întâi. Nu am pierdut încă. Ești gata pentru lecția a treia? Băieții răi pierd întotdeauna. Apă! A dispărut. De această dată mă voi asigura că nu s-a furișat nimeni. Apropo, grozav plan de salvare, Frost nici a închipuit așa ceva. Mulțumesc, dar a fost ideea lui Tarani. Wow, ești plină de surprize azi.
Știu. Vreți să vorbim despre asta? Cred că mi-a fost frică. Nu de frost, evident. Să nu dispar într-o poziție lipsită de importanță. Să devin din nou anonima Tarani. Pentru noi nu ai fost niciodată așa. Dar am fost pentru mine. Fiind o gardiană înseamnă că eram deosebită. Dar odată cu dispariția lui Phobos, am crezut că totul s-a terminat. Așa că am început să nu mai respect regulile. Dacă intram în dificultăți, e bine cel puțin aș fi ieșit în evidență totuși. Ești în dificultate dacă mai crezi din nou vreodată că nu ești deosebită. De altfel, nu cred că am terminat încă cu poziția de gardiene. Bun venit, Frost. Eu sunt Nerissa și te-am adus aici să-ți ocup locul potrivit printre cavalerii răzbunării.